Consilierii PDL din Alba Iulia împreună cu doi reprezentanți ai PSD au votat plata a 14,5 milioane de lei din banii dumneavoastră și ai noștri ai tuturor către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba. Consilierii PDL s-au abținut, la fel cum au făcut și alții doi PSD-iști. Același comportament duplicitar l-a avut și PPDD, pentru că un consilier al acestui partid a votat într-un fel, în timp ce viceprimarul Dorin Șerdean în alt fel. A fost un singur vot împotrivă, aparținând PNL. S-au adoptat alte două amendamente aduse la proiectul de hotărâre în cauză, respectiv majorarea prețului la biletul de autobuze STP la 2 lei și implicita abonamentului cu procentul aferent, precum și aplicarea unei reduceri cu 50% la acest tarif în cazul elevilor. Dezbaterea proiectului de hotărâre a durat aproximativ 3 ore și a fost dominată de disputa verbală dintre consilierul liberal Simone Albani și directorul Serviciului de Transport Public Local Alba Iulia, Stelian Nicola. Ticketing la urma urmei costă 6 lei. Cam asta spuneți dumneavoastră, nu? Adică cu 4 lei puteți merge închiriatul în orice moment, dar în momentul când circulați pentru Alba Iulia costă 10 lei. Da, și toate astea costă 6 lei pe kilometru la urma urmei. Pentru că cu 4 lei puteți circula la alții. Noi care vă oferim 210.000 de kilometri pe lună, trebuie să mergeți cu 10 lei. La o cursă ocazională de 500 de kilometri, 4 lei. Și la o cursă, la un serviciu ca și al nostru, 210.000 de kilometri pe lună, 10 lei. Deficiența este foarte corect. Da. Asta este realitate pentru un operator care fiscalizează. Din sumele care vi le-am solicitat dumneavoastră... Dar înseamnă că tot de firme de transport din țara asta care lucrează numai pentru te... Nu e adevărat, mulți fac evaziune. Dar dumneavoastră mergeți cu mulți, fac evaziune. Este dovada clară? Da. Puteți asigura treaba asta? Da. Mergeți, lucrați la DNA și prindeți pe toți. Și să vă spun mai mult de atât. Mergeți la gardă de finanțe. Dumneavoastră spuneți că toată lumea fură și dumneavoastră spuneți numai cel bun. Nu sunt. Dar noi nu puteți spune așa ceva. Puteți dumneavoastră sesiza la DNA de a verifica caietul de sarcini? Dar cum să, dar l-a sesizat și pe voastră. Da, vă rog frumos, eu n-am sesizat pe nimeni. Vă rog dumneavoastră, dacă sunteți așa de sigur. Astăzi l-am văzut acolo, în dosarul 6. Dar cum puteți spune povestile astea? Vă rog frumos, nu veniți cu povestile iurea. Eu astăzi n-am fost la DNA, n-am vorbit cu nimeni de la DNA, dar dumneavoastră, dacă vă considerați așa de corect, vă rog frumos să faceți dumneavoastră direct sesizare la DNA, să verifice caietul de sarcini. Eu v-am întrebat, puteți face treaba asta? Dacă sunteți așa de sigur, vă rog frumos, puneți în atenția DNA. Acesta care e de sarcini. Este la DNA în dosarul, astăzi l-am văzut. În volumul 66 din dosarul 231 din Albani. Dumneavoastră l-a dus acolo, cu colegi. Eu nu l-am dus. Nu mai spuneți povestirea lui Iurea, vă rog frumos, domnul Stelian. Eu nu sunt aici să vă spun nu știu ce povesti pe care le inventez așa la moment. Dumneavoastră, cum ați inventat-o mai așa la moment? M-a venit, eu n-am fost la DNA așa. Și mai mult am văzut de contările, tocmai din acest motiv, am văzut de contările din mai. Ești obligat să dai voie la este. Îmi cer scuze, n-am văzut de la DNA. Și s-a văzut că a fost continuat acolo, de nu mai pot acum. Domnul Albani, să știți și dumneavoastră, problemele municipiului Alba Iulia nu s-au prins niciodată la granița municipiului. Aceste comunități sunt interdependente unii de alții. Eu vă spun de cine avem noi obligația să... N-ați înțeles nimic. Dumneavoastră să rezi banii tocmai de asta, că ați înțeles foarte mult. Noi suntem aici, care trebuie să ne respectăm de banii pe care îi scoate contribuiabilul. Am fost și miercuri la ședință, unde cu bună credință v-am adus la cunoștință că în toate consiliile anterioare, întotdeauna toate proiectele noastre au trecut cu majoritate de voturi. Inclusiv colegii dumneavoastră din alte generații, întotdeauna ne-au votat. Dar consilierii la bar nu înțeleg nimic. În această idee v-am pus la dispoziție absolut orice informație ne-a solicitat. Inclusiv miercuri trecută, inclusiv cei care vin pe la de societăți, inclusiv documente. Ne-am angajat că, indiferent cine cere documente, vi le pun la dispoziție. Din această dorință de a colabora, de a construi ceva pentru transportul public local și al păstra la nivelul care este, ajunge la aceste chestii care nu au nicio legătură cu transportul.